Îmi las site-ul și l-am pus în niște tool-uri care îmi zic niște informații despre site. De exemplu, acest tool din crawl îmi zice câte pagini au rel canonical și sunt 1806, adică majoritatea paginilor din site. Aici îmi spune că voi aveți un site o funcție de adăugare în coș și când aveți acea adăugare în coș este o redirecționare 302 și ar trebui ca acea redirecționare să fie 301. Eu nu sunt de acord foarte mult cu chestia asta, v-aș sfătui să nu puneți nici 301. Nu are foarte mare importanță, în sensul că toate URL-urile sunt acolo. Puteți să modificați, să puneți din 302 în 301, dar rețineți că nu vă ajută foarte mult. Strict pe pagina, pe partea de comandă și coș de cumpărături. În rest vă ajută, dar în rest e ok să puneți 301, dar aici nu ține neapărat la chestia asta. Bun. Aveți niște titluri duplicat. V-am zis și eu că dacă te duci la pagina 1, 2, 3, 4 și tot așa obții niște titluri, iarăși dacă te duci în homepage, haideți să deschidem. Titlul duplicat. Deci aici, uitați, homepage, pagina 22 și mai am un aspect. Aveți niște, dacă te duci la, sunt unele pagini, de exemplu, homepage-ul și pagina 1, are două releuri diferite. Prima pagină are un releu fără pagina 1, dar aceeași pagină se repetă și la pagina 1. Deci, la voi, paginile astea două sunt de fapt la aceleași URL. Voi ar trebui să aveți redirect de la unul la celălalt. Nu e ok, nu mai deschid acum, dar nu e ok să ai același URL de două ori. Da? Deci aici e același URL, uitați. Nu se schimbă nimic. Și aici aduce la conținut duplicat, titluri duplicate și alte asemenea. V-aș sfătui să le eliminați. Și la titluri aveți, vă trebuie să puneți un P17 aici, P7, P21 și ăsta P1, ca să separe, să diferențieze titlurile între ele. Bun. Și aici aveți titluri foarte lungi, aici v-am tot zis. Puteți să vă luați rapoartele și să vă uitați, să mergeți din link în link, o să primiți datele de acces la site-urile acestea. Mergeți din link în link și vedeți care sunt erorile. Nu o să le detaliez chiar pe toate aici, dar în principiu le-am spus pe cele mai mari. De exemplu, dacă erau niște erori foarte, câte o eroare sau două, am mai ignorat, nu le-am pus nici pe toate. Bun. Mă uit dacă mai e ceva. Așa, sitemap. Deci cu acest tool, cu write.com, care era onpage.com sau org sau ceva de genul ăsta, avea alt nume, s-au modificat. Am intrat pe sitemap și aveți în loc să fie cu HTTPS, cu HTTP simplu. Adică aici aveți... ar fi folosit aici să aveți URL-urile cum le aveți pe site-ul. Dacă intru pe linkul ăsta, el m-a redirecționat la HTTPS, dar tot site-ul a aplicat HTTP. De modificat, că nu e ok ce aveți acolo. Aveți undeva URL-ul ăsta, nu știu unde este. Da. Aici codurile cu 301, care trebuie să fie 302. A, nu, aici e bine, 301 de la HTTP, cred că la HTTPS. Da. Aici îmi zice că a parcurs 3000 de URL-uri, dintre care toate au fost indexate și au avut două pagini de erori. E o nuntă la mine pe stradă, mă scuzați. Și URL-ul ăsta apare undeva, nu știu unde apare, nu găsesc ca link, dar puteți să căutați, dacă puteți în admin, să căutați să arate ceva de genul ăsta. Trebuie să aveți undeva un link de genul ăsta. Și a trebuit să-i adăugați HTTPS. Nu e o eroare mare, dar apare în toate rapoartele și poate ar fi bine să o rezolvați. Cam asta, scurt.